Așadar, ziua scrutinului e întoi, Republica Moldovenească-Nistreană își alege prezidentul. La ora 7 dimineața, în țară și-au deschis larg ușile sectoarele electorale. Încoace se grăbesc nistrenii pentru a-și face alegerea. Mulți au făcut-o și anticipat, căci astăzi sunt antrenați în diverse activități. Am votat pentru țara noastră, pentru viitorul nostru, pentru viitorul tineretului nostru, pentru viitorul copiilor noștri. Pentru că țara noastră trebuie să înflorească, să fie mai bogate, pentru că, de exemplu, ca și grădinițe să fie mai bogate, și instituțiile noastre școlare și preșcolare să se dezvolte. Republica noastră să fie recunoscută ca Rusia să ne ajute pe noi cum ne ajută Panamu, și oamenii să aibă în credință într-acela că noi nu suntem singuri. Alegătorii în vârstă întotdeauna s-au caracterizat prin responsabilitate înaltă. La fel sunt și un exemplu pentru tânăra generație în acest sens, așa cum o face Larisa Popușoi. La toate alegerile, pe acești și copiii mei tot îi pun. Dacă nu am venit, noi nu am avea tot cele și trebuie în țară numai. Trebuie de ales să muncim pentru țara noastră, să o facem frumoasă, să șibă copiii noștri sănătoși, străzile să șibă făcute. Mai în scurt, votăm șibă în țara noastră tot cele bune. Alături de oamenii în etate vin astăzi la sectoare și mulți tineri, anume lor le aparține viitorul țării și ei îl pot influența astăzi în mod direct, prin votul său. Avem pe sectorul nostru și tineri care vor vota prima dată, avem 7 tineri, pentru dânsii noi am pregătit cadouri, îi așteptăm să vină la alegeri. Ploița de afară căzută de bună dimineață nu i-a făcut să se rețină acasă pe săteni, căci pentru muncitorii gliei, precipitațiile întotdeauna au fost un semn de bun augur al unei roade bogate în anul care vine. Să trăim bine și pașe și să ne ajute Dumnezeu și tot bine. Alegem pentru noi om care să ne poarte de grijă. Ziua de scrutin continuă. Sectoarele electorale vor lucra până la ora 20:00. Dacă n-ați reușit să o faceți încă, timp e suficient. Venind la sector, îi demonstrăm încă o dată lumii întregi că suntem cu adevărat responsabili de viitorul nostru.